Pacea Domnului! Pacea Domnului! Vedeți? A ajutat. În realitate nu a fost faptul că nu m-ați salutat cu o voce destul de tare, ci faptul că aveam emoții. Din cauza aceasta am vrut să întârziem puțin mai mult cu luarea de cuvânt. Același ceas, de 11 ani. Sunt nespus de bucuros că am ocazia să fiu cu dumneavoastră după ceva vreme. Fratele Costel a menționat că am fost pastor în această comunitate pentru o perioadă scurtă. Și este adevărat, nu? A fost scurtă? Da. Foarte scurtă, da? Dar prin harul Domnului am trăit momente deosebite în acest loc și din cauza aceasta, deși timpul a fost foarte scurt, ne amintim foarte bine fiecare amănunt al experienței noastre. Nu-i așa? Da. Când am plecat de aici, v-am promis că în 6 luni mă voi întoarce și m-am întors. În vizită. Da? Și prin harul Domnului mă voi întoarce în vizită ori de câte ori voi avea ocazia. Dar sunt familiarizat cu majoritatea dintre dumneavoastră. Pe unii v-am cunoscut aici, în România, pe alții m-am cunoscut în străinătate și în realitate. Pe alții m-am cunoscut aici, mai bine în străinătate. Și mă bucur din toată inima că oriunde mergem, oriunde ne întâlnim, putem să ne... Să vorbim despre experiențe plăcute prin care Dumnezeu ne-a trecut împreună. Vă transmit salutări din partea fraților pe care i-am vizitat în afara țării, de asemenea și în țară, în mod deosebit din partea fraților din Albania. I-am vizitat acum 2 săptămâni, am petrecut un sabat împreună cu ei și vreau să vă spun că poate după amiază o să vă arăt câteva poze. Vreau să vă spun că adunarea a fost aproape plină cu tineri în Albania. Impresionant. Am mers acolo de 2 ori cu tinerii de aici din Budăni și din alte părți ale țării. Am avut câteva evanghelizări simple. Au venit foarte puțini oameni. Iar acum, în sfârșit, Dumnezeu ajută ca ceva să se întâmple în Albania. Și posibil că foarte curând vom avea primul botez al persoanei care traduce pentru mine când merg în Albania. Un băiat tânăr care acum a adus la adunare colegi de la universitate. Și vreau să vă spun o experiență pe care o trăiam aici în România și am trăit-o oriunde am mers, dar în Albania nu mă așteptam să o trăiesc. Și anume, am vizitat o familie, o familie simplă care cunoștea din Scripturi și care se simțea puțin îndreptățiți să rămână așa cum au cunoscut ei, fără să mai schimbe nimic. Și am avut un studiu biblic foarte simplu cu ei despre întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit. Vă amintiți de câteva ori în Biblie a fost pus această întrebare lui Pavel, lui Petru, Domnului Hristos și fiecare dintre ei au dat răspunsuri diferite. Și după studiu, Doamna a venit la mine și mi-a spus că în sfârșit recunoaște și ea că are anumite lucruri de schimbat în viață. Și după câteva zile, când pregăteam bagajele să plecăm din Albania, a venit această doamnă împreună cu vreo 10 alte persoane și mi-a cerut să mai întârzi o oră, să le spun și lor ce-i spusese mie și soțului ei. În Albania nu prea se întâmplă astfel de lucruri, datorită faptului că oamenii sunt ori atei, făcuți de comuniști, ori
musulmani făcuți de turci. Și e foarte greu pentru ei să hotărască să meargă undeva să studieze Biblia. Dar de data aceasta, acești oameni au venit să asculte datorită mărturisirii, mărturiei date de o femeie. Vă amintiți, nu? Biblia de o femeie care, de asemenea, a dus un oraș întreg să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur de fiecare dată când se întâmplă astfel de lucruri. Și sper că cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea aceeași experiență în dimineața aceasta. Noi care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu vom ieși și vom dori să împărtășim cu alții ceea ce Dumnezeu m-a împărtășit cu noi. Mă bucur încă o dată, vă spun, vă transmit multe salutări și sper că Dumnezeu ne va oferi ocazia să mai stăm de vorbă așa la gura sopei, cum spune Spiritul Profetic. Să împărtășim experiențe, să-mi spuneți dumneavoastră prin ce ați trecut, eu să vă spun prin ce am trecut, prin ce m-a trecut Domnul, să ne mai amintim de clipele frumoase. Studiul din această dimineață se intitulează Războiul Uitat. Și am citit deja în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17, și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei. Și deși pare cumva mândru din partea noastră să spunem că noi suntem rămășița seminției ei, vreau să vă întreb, cine este această rămășiță? Cine este rămășița seminției femeii? În primul rând, femeia cine este? Biserica. Este Biserica lui Dumnezeu, da? Și cine este rămășița seminției femeii? Cei care au rămas statornici în păzirea poruncilor. Întotdeauna a existat o rămășiță. Nu? Întotdeauna a existat o rămășiță. Dar mi place să credem că seminția sau rămășița seminției femeii sunt aceia care trăiesc, adică poporul lui Dumnezeu care trăiește în ultimile zile. Și noi credem că trăim ultimile zile. Da? Credem că trăim ultimile zile. În Geneza 3:15 ni se vorbește despre o făgăduință. O făgăduință care implică o bătălie. Și aceasta spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Acesta este războiul care este descris în Geneza și la care face referire Apocalipsa. Dar făgăduința este în a doua parte care spune aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ce vă spune dumneavoastră această făgăduință? Sau de ce este o făgăduință când de fapt vorbește de război? Vorbește și de faptul că călcâiul seminției femeii va fi zdrobit. De ce vedem în aceasta o făgăduință? Ce însemnătate are zdrobirea călcâiului? Înseamnă rană, nu? Înseamnă că femeia sau sămânța sau rămășița seminției femeii este zdrobită, dar nu distrusă. E adevărat? Însă, făgăduința stă în faptul că femeia sau rămășița seminției femeii va zdrobi capul șarpelui, care este o lovitură cum? Ce fel de lovitură? Parțială sau mortală? O lovitură mortală. Făgăduința stă în faptul că, deși femeia sau rămășița seminției va fi zdrobită, va fi afectată de balaur în timpul acestui război, cine va avea victoria în final? Seminția. Rămășița, nu? Sigur, nu prin puterea ei. De asemenea, rămășița seminției se referă la Domnul Hristos. Haideți să vedem ce aplicație putem face la noi astăzi. Conform versetelor citite, din momentul în care această făgăduință din Geneza 3:15 a fost făcută, balaurul sau șarpele cel vechi, diavolul și satana, a încercat să distrugă lucrarea lui Dumnezeu prin persecuție. Vă amintiți experiența dintre Cain și Abel. Adam și Eva se așteptau ca
unul dintre copiii lor să fie mântuitor, să fie răscumpărător. Și datorită trăsăturilor de caracter, pe care le aveau cei doi, ei se așteptau ca din Abel să iasă mântuitor. Și datorită faptului că Abel era un om just, un om care se temea de Dumnezeu și care a vrut să asculte de Dumnezeu, a fost omorât de către fratele său. Și aceasta este lupta satanei, lupta de a preveni nașterea Mântuitorului. Și din acel clip, spune Spiritul Profetic, a început lucrarea de persecuție împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva reprezentanților lui Dumnezeu. Dar știm că, deși persecuția a fost foarte rece, foarte dură, Satana nu a reușit să distrugă rămășița seminției femeii. Și ce a făcut în final? Și a schimbat metoda. Și în loc de persecuție, a adus în viața creștinilor ce? A adus libertate, nu? Și asta s-a întâmplat prin așa zisa convertire a lui Constantin la creștinism. Dar ce s-a întâmplat atunci când aparent ei au primit libertate? Spune aici, în Marea Luptă, spiritul compromisului și al conformității a fost restrâns pentru un timp prin persecuția pură pe care Biserica a suferit-o sub păgânism. Dar când persecuția a încetat, iar creștinii au intrat în curțile și palatele regești, a părăsit umila simplitatea lui Hristos și apostolilor în favoarea pompei și a mândriei preoților și conducătorilor păgâni. Și în loc de cerințele lui Dumnezeu, au adoptat teorii și tradiții umane. Și acest paragraf continuă. Convertirea cu numele a lui Constantin în prima parte a secolului al IV-lea a cauzat mare bucurie. Iar lumea, îmbrăcată într-o formă de evlavie, a intrat în biserică. Acum, lucrarea de corupție a progresat rapid. Păgânismul, în timp ce părea a fi distrus, a devenit ce? Diluitor. Ceea ce spune acest paragraf este exact ceea ce, de fapt, se întâmplă astăzi între noi. Citim de multe ori istoria primilor creștini și istoria iudeilor. Și atunci când vedem, citim în istorie că ei au făcut o greșeală, ceea ce spunem noi este că niciodată n-am săvârșit aceeași greșeală. Și acest lucru mi se întâmplă și mie. Îmi propun ca în viața mea niciodată să nu se întâmple lucrurile negative care s-au întâmplat cu primii creștini. Ajută-mi, bine așa? Da. Dar ceea ce spune acest paragraf este că atunci când creștinii au primit în sfârșit libertatea atât de mult dorită, când au crezut că păgânismul în sfârșit a fost biruit, lumea a fost biruită, iar biserica creștină a triumfat, acea aparentă biruință a fost mai degrabă un eșec. Pentru că lumea, prin formele ei de evlavie, a intrat în biserică. Iar în timpul persecuției, spune paragraful, în timpul persecuției, spiritul umil al lui Hristos și al apostolilor a fost încă păstrat în biserică. Dar odată ce au primit libertatea, ce au făcut? S-au împărtășit de ideile, teoriile și practicile păgâne, le-au adus în biserică și au crezut că momentul convertirii, așa zise convertirea lui Constantin, a adus și momentul, în sfârșit, momentul libertății și al biruinței creștinilor împotriva păgânismului. Și noi știm foarte bine care este felul în care lumea sau păgânismul a intrat în biserică. Și mai târziu o să facem o aplicație și la noi astăzi. Războiul
care a existat între șarpe sau balaur și femeie sau rămășuța seminției ei a fost uitat. Creștinii au crezut că, în sfârșit, au pace. Nu mai există război din nicio parte. Dar Satana nu a uitat că se află în timp de război. Doar a schimbat tactica, nu? Războiul pe care îl lupta odată din afară, îl luptă acum unde? Sau l-a luptat imediat după aceea unde? În interior. Și deși de multe ori avem impresia că atunci când nu este război, venim din afară, suntem lipsiți de luptă și de bătălie, atunci suntem mai mult în pericolul să fim atacați. Aparent, din partea lumii, nu ni se mai întâmplă nimic. O vedeți? Intrăm în adunare, ieșim din adunare fără probleme, lumea ne admiră că suntem îmbrăcați frumos, mergem la biserică, unii chiar exprimă cuvinte de apreciere, nu se mai tem pe nimeni că sunt prietenii noștri, e adevărat? Lumea, în sfârșit, poate fi prietena noastră. Sau noi, în sfârșit, putem fi prieteni cu lumea, în adevăratul sens al cuvântului. Suntem liberi. Ce credeți dumneavoastră? Acea libertate care a venit după comunism a fost o biruință de partea noastră sau mai degrabă o biruință de partea diavolului? Ce credeți? Haideți să privim puțin în viața noastră personală. Ce ne-a adus nouă libertatea? Nu vreau să spun că libertatea nu este bună. Libertatea este bună și a fost bună chiar și atunci, în timpul privirilor creștini. A fost bună pentru că a promovat predicarea Evangheliei. Și astăzi libertatea este bună pentru că a promovat libertatea vestirii Evangheliei. Și vreau să vă spun că e posibil, nu știu ce alte metode ar fi găsit Dumnezeu, dar e posibil că dacă nu s-ar fi dat, dacă nu mi s-ar oferit, nu mi s-ar fi oferit libertatea după perioada comunismului, poate că eu aș mai fi întârziat să iau o hotărâre pentru Dumnezeu. Dar datorită faptului că frații din Bucov și frații din Ploiești au putut ieși să facă comportaj în timpul de libertate, imediat după comunism, s-a facilitat prin aceasta și ajungerea la ușa mea în comportaj. Și asta l-am putut să aflu adevărul. Întrebarea mea este, am continuat să folosim această libertate ca o ocazie de a face lucrare misionară sau ca o ocazie de a ne conforma noi cu lumea? Nu aștept niciun răspuns. E o întrebare personală pe care eu de multe ori o pun mie însumi. Unii dintre noi trăim în România, alții trăim în diferite țări. Și oriunde trăim, avem libertatea de a alege. În sfârșit, avem și libertatea de a alege. Înainte nu aveam libertatea de a alege să ne îmbrăcăm cum vrem, să mergem la adunare când vrem, mergeam dimineața. Nu, v-am închis. Cei care au trăit momentele de persecuție, eu n-am trăit, nu le-am trăit. Știu și eu din ce mi-au povestit frații. Nu aveau libertatea să meargă la adunare când vor. Nu aveau comitete în care să decidă pentru un an la ce oră să se întâlnească în fiecare sâmbătă. Nu? Totul era spontan. Nu-i așa? Era spontan. Se auzea din gură în gură, fraților, e adunare la data cutare, la ora cutare, în casa unui frate. Nu aveam libertatea pe care o avem acum. Întrebarea este, a adus această libertate doar bine în viața noastră personală? Am uitat războiul. Creștinii, în general, se desfacă când citesc versete ca Galateni 5 și 13. Nu? Mai ales prima parte, când spune, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Ați fost chemați la libertate. Ce părere aveți? Vă place acest verset? Cum interpretează majoritatea creștinilor acest verset? Dacă am fost chemați la libertate, libertate înseamnă că facem ce vrem. Bun. Doctrinar vorbind, majoritatea creștinilor
interpretează acest verset, mai ales când vorbesc cu noi, catechiștii, îl interpretează spre folosul argumentelor lor, că Dumnezeu ne-a chemat la libertate în ce privește păzirea legii lui Dumnezeu. Deci suntem liberi să nu mai păzim, dacă alegem să facem așa. Dar noi folosim, adică citim acest verset și ne place că ne spune că am fost chemați la libertate, ceea ce înseamnă că individual putem alege să facem ce vrem. Și nimeni nu poate să ne spună nimic. Și, dragii mei, este adevărat. Noi, ca indivizi, avem puterea de a alege. Și nimeni nu poate alege pentru noi să facem într-un fel sau altul. Și când vorbim despre disciplina bisericii, nu se mai practică prea mult. Datorită faptului că ne-am obișnuit prea mult cu ceea ce suntem. Iar în America, legal, nu poți exclude pe cineva din biserică. În sfârșit, predicatorii nu mai au niciun cuvânt de spus. Nu mă mai pot amenința cu excludere, nu mă mai pot chema în comitet, pentru că eu, individual, pot alege să mă îmbrac și să fac ce vreau, cum vreau și ce vreau. În America, excluderea din biserică este considerată persecuție religioasă. Și dacă cineva constrânge prin excludere pe cineva să se schimbe, poate fi dat în judecată. Biserica noastră? Da. Bine, în lume. Deci, legal, nu poți ca biserică să excluzi pe cineva. Deci, cineva poate să te dea în judecată, poate să dea biserica în judecată pentru persecuție religioasă, dacă îl excluzi din biserică. Dar, deși pare că lucrul acesta este greu, în sfârșit, putem și noi, avem și noi ocazia ca pastori, să învățăm să lucrăm cu oamenii. Pentru că aici, sau în alte părți unde excluderea din biserică nu este considerată persecuție religioasă, aici, de multe ori, ne permitem să neglijăm lucrarea personală cu oamenii. Experiența aceea personală care ne aduce aproape de suflete. Și preferăm să avem o predică la amvon și să pretindem de la oameni să se schimbe automat, să creadă tot ce spunem noi, să creadă tot ce spunem noi și dacă nu o fac, aplicăm disciplina. Nu? Deci în țările acestea unde noi, ca pastori, suntem constrânși să aplicăm altfel de metode de lucru, vreau să vă spun. Acolo ni se oferă ocazia să avem experiențe deosebite. Când oamenii ori ajung prin conversațiile noastre, prin rugăciunile noastre, ori ajung să se convingă că nu sunt, nu sunt demni de a fi membri ai bisericii, se retrag singuri. Sau, în urma lucrării pe care o face, ei ajung să experimenteze o schimbare în viața lor. Din cauza aceasta se vorbește că, în America, frații sunt mai libertini. Ori în America, pastorii nu-și fac datorii. Vreau să vă spun că pentru noi, acolo, e mai greu. În sensul că trebuie să-ți iei timpul cuvenit să lucrezi cu suflet. Și se întâmplă așa de multă vreme. Dar prin harul Domnului avem și experiențe triste, avem și experiențe deosebite de fericite. Dar întrebarea este, ce facem noi? Haideți să vorbim despre experiența fraților care au plecat din România. Mai ales tinerii care au plecat de lângă părinți. Vă amintiți de fiul risipitor care se săturase de restricția de acasă și s-a hotărât să plece din familie, să ducă o viață destrăbălată, să creadă că în sfârșit are și libertatea să facă ce vrea. Nu este această experiență multora dintre tinerii noștri?
care au avut și ocazia să plece. Eu cunosc în familia mea, dragii mei. În familia mea. Am trăit aceste experiențe. Unde tineri au plecat, nicăieri, nu, că nu știau unde se duc, au locuit unde nu au ales să locuiască, au trebuit să locuiască acolo. Influențele lumii i-a afectat atât de mult, încât acum au ajuns să nu mai creadă în adevăr. Este aceasta și experiența noastră? Cum e posibil? Copiii care au crescut în biserică. Vorbeam câteva zile în urmă cu cineva, un nepot, care cânta în biserică. Era micuț și cânta bucuros. Spunea versete pe rost. Și s-a ajuns acum să spună, să declare că este ateu. Adevărul este că noi, pastori, părinți, și copii, am uitat că suntem în război. Ne-am relaxat, nu? Stăm picior peste picior, în fotolii, și spunem, gata, într-adevăr, suntem liberi. Și este exact ce s-a întâmplat cu copiii creștini. Ei au trăit în catacombe pentru multă vreme, datorită persecuției. Și vă amintiți atunci din istorie când Constantin a fost convertit la creștinism, el chiar a pedepsit pe cei care persecutase pe creștini, vă amintiți? Și s-a hotărât să-i cheme pe creștini afară din catacombe să trăiască și ei vieți normale. El și-a mutat tronul la Constantinopol și la Roma a așezat pe cine? Pe tron. Pe creștini. Și vă închipuiți dumneavoastră cum s-au simțit creștinii care au ieșit din catacombe și s-au așezat pe tronul lui Constantin, cât de bine, cât de confortabil s-au simțit și au ajuns ei, la urma lor, ca și creștini, să persecute pe creștinii sincere, pe frații lor. Ei au ajuns să persecute pe alții. Cum folosim noi slobozenia? Am fost chemați la libertate, dar cum folosim libertatea? Înțelegerea greșită a libertății oferite de Constantin pe vremuri a condus biserica creștină unde? Într-o stare de indiferență. Și interpretarea greșită a libertății oferite nouă de Hristos ne conduce de asemenea de multe ori la indiferență. Și ne aflăm într-o stare de relaxare. Așteptăm ca evenimentele să parcurgă, iar noi să ajungem să fim automat pregătiți pentru cer. Doar datorită faptului că odată în viața noastră ne-am predat inima lui Hristos. Dar în discuțiile sale despre libertatea în Hristos, Pavel spune în Galateni 5:13, a doua parte, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. De ce ne spune în prima parte, fraților, voi ați fost chemați la libertate. Și este adevărat. Am fost chemați la libertate. Și, corect spunând, nimeni nu are dreptul să se amestece în viața mea personală. Suntem liberi să facem ce vrem. Dar pe